Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. În următoarele 45 de minute vă vom invita să participați la o discuție axată pe rezultatele vizitei domnului președinte Igor Dodon la Bruxelles. Care au fost avantajele și care sunt dezavantajele acestea, vom încerca să le identificăm împreună cu Adrian Lebedinski, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Și Vitalie Catană, analist politic. Bună seara și bine ați venit în studioul nostru! Bună seara! Domnule Lebedinski, haideți pentru început să spunem telespectatorilor noștri, în linii mari, scopul vizitei domnului președinte Dodon la Bruxelles au fost atinse? Sunt convins că da. Informația care trebuia să aducă eu ca președinte a țării tuturor persoanelor care au forță de decizii în Uniunea Europeană a fost adusă. Mai departe, le rămâne lor să analizeze încă o dată toată situația, ce s-a întâmplat în parcursul ultimilor 8 ani zile și să vadă investițiile au fost rentabile pentru ei sau nu. Domnule Catană, foarte multă lume și prin intermediul rețelelor de socializare încerca să aducă și contraargumente raportat la această vizită a domnului președinte la Bruxelles. Vreau să aflu opinia dumneavoastră legată de acest eveniment. Cel puțin colegii noștri din media spuneau că este prima vizită a președintelui în ultimii 5 ani la Bruxelles. E așa sau nu? Haideți să fim un pic mai largi în acest subiect, să ne expunem. În mod normal, o vizită are cu siguranță un anumit scop. Deci da. Nu mergi cu o plimbare într-o vizită la asemenea nivel. Și aici, sigur că trebuie să vedem care a fost scopul domnului Dodon și raportat la acest scop să vedem ce s-a obținut. Din punctul meu de vedere, această vizită a fost una ineficientă. Dacă a fost una protocolară, sigur că da, părțile au luat cunoștință de atitudinile fiecăruia. Și cu asta s-a terminat. În ceea ce privește atitudinile, eu cred că domnul Dodon nu a procedat corect. Din punctul meu de vedere, orice vizită de acest gen își poate propune doar scopuri pozitive. În momentul în care nu ai ce spune, adică nu vrem, iată, birou de info, nu vrem una, nu vrem alta, lucrul ăsta se poate realiza prin alte mijloace. Deci atitudinea și opinia ți-o poți face cunoștință, să o aduci la cunoștința partenerilor în orice alt mod și nu pregătești o asemenea vizită de o asemenea învergură. Numai ca să te duci să spui bună ziua și nu avem nevoie de voi. Nu cred că se procedează, în primul rând mi se pare din punct de vedere diplomatic elegantă treaba asta. Orice vizită trebuie să aibă un caracter pozitiv, eventual să fac sigur niște evaluări, da, iată, avem niște raporturi comerciale după încheierea acordului, să fac niște evaluări și eventual în baza acestor evaluări să se facă niște propuneri pentru viitoarele relații mai bune. Asta este de înțeles. Dar lucrul ăsta nu l-am văzut cu ocazia acestei vizite. Vrut să-l vedeți. Domnule Lebedinski, vă rog. Nu, s-au văzut numai atitudini de respingere. Nu vrem acordul de asociere. Nu vrem aia. Nu vrem aia. Eu nu cred că este cea mai corectă. Ce resursele ați vizionat. Spuneți, domnule Lebedinski. Eu am avut posibilitate și am privit întreg transmisiunea video. Da, de la, adică, nu, întâlnirea cu reprezentantul NATO. A fost un discurs destul de amplu, parmi vreo 15 minute. Și situația vine cu totul în alt aspect decât ceea ce a fost redat în televiziunile noastre locale. Vreau să atrag atenție că discursul a fost în principiu axat pe faptul dacă vorbim de NATO. Da. Nu este momentul potrivit, adică care a fost mesajul adus. Nu este momentul potrivit ca acum să fie deschis acest oficiu NATO. Vedem, trec 2-3 ani de zile, rezolvăm problema cu Transnistria, după aceasta revenim la problema NATO. Nu-i absolut nicio divergență. Vreți, da, noi, mesajul a fost și inclusiv pozitiv din considerat. S-a spus mulțumesc pentru faptele bune care au fost cu ajutorul NATO. Pentru aportul. Da, care a fost implicate în Republica Moldova. Dar în același timp nu trebuie să provocăm o situație de conflict care noi nu știm la ce va aduce. Ce e legat de mai departe? Da. Celelalte întâlniri.
A fost un mesaj când președintele Republicii Moldova a adus la cunoștința conducerii Uniunii Europene informația din, nu ceea ce spune conducerea țării, să spunem așa, dar ceea ce consideră poporul. Dacă în anul 2009 68% erau din cetățenii Republicii Moldova erau pentru aderarea la Uniunea Europeană, acum au rămas 38%. Asta ce înseamnă? Informația asta, sunt convins că funcționarii de la Uniunea Europeană nu o cunosc. Deci este un lucru bun și s-a sugerat, dacă vreți, că mesajul domnului Dodon că peste, în cazul unui eventual scrutin electoral sau unui referendum, acest acord poate fi reziliat, aceasta a fost un stimul atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru conducerea Republicii Moldova, demonstrați că aceasta este eficient și atunci poporul va decide. E necesar să fie reziliat acest acord sau nu? Dacă și mai departe Uniunea Europeană permite să se fure la noi în țară din tot ceea ce este investit, atunci nu este rentabil pentru Republica Moldova. S-a pus problema așa miliardului, frate. Da. Domnule Catan, eu am vrut să o replică, domnule Vedinski. Spuneți. Eu nu înțeleg reținerea domnului Dodon în ce își privește NATO. Dacă luăm problema transnistreană, păi ar trebui să admitem că dacă până acum n-a fost NATO, trebuia să fie rezolvată problema, pentru că au trecut 25 de ani fără NATO și nu s-a rezolvat. Deci nu NATO este problema în chestiunea transnistreană. Doi, aș aminti domnului Lebedinski că parteneriatul cu NATO a fost stabilit în timpul guvernării comuniste, din care a făcut parte și domnul Dodon. Domnul Dodon nu spune că noi suntem împotriva NATO. Trei. Nu trebuie să discutăm. Este vorba de un birou cu caracter civil și noi trebuie să insistăm asupra faptului că blocul NATO nu este un bloc militar, este politico-militar. Deci are și componenta lui politică și acest birou nu are decât valențe în partea care privește caracterul civil al acestui bloc. Aș aminti iarăși că în Rusia există un birou asemănător NATO. Adică de ce Rusia, care este pe poziții divergente cu NATO, iar noi nu am putea să avem de asemenea un birou NATO? Este evident. Rusia este o țară, nu este o țară neutră. Rusia este membru a unei organizații militare. Respectiv, este benefic pentru Federația Rusă, inclusiv Kazakhstan, cine mai sunt acolo, să aibă pe teritoriul lor astfel de birouri. Pentru că trebuie să știi cu cine lupți. Nu, sau partenerul eventual, sau oponentul eventual. Ei definesc raport. Asta e problema. În Moldova noi nu avem nici OKPB și nici NATO. Avem noi trupe rusești în orice caz pe teritoriul nostru. Și dacă ați ascultat mesajul care a spus de către domnul Dodon la NATO, când a fost întâlnire, s-a menționat că el o să facă absolut totul pentru ca trupele militari, străini, indiferent a cui, să fie scoase din Republica Moldova. În plus, vedeți, este vorba și de raporturi diplomatice și aceste raporturi se stabilesc nu doar cu state, se stabilesc cu organizații, instituții relevante internaționale și asta nu contrazice cu deloc caracterul neutru al statului moldovenesc. Adevărat. Deci, faptul că se deschide acest birou cu caracter civil nu aduce atingere acestui statut al Republicii Moldova. În ceea ce privește poporul, eu cred că trimiterea la popor atunci când îi soliciți opinia înseamnă și o comunicare adecvată cu acest popor. Deci noi dacă invocăm atitudinea poporului și domnul Bedinski a adus o constatare corectă de altfel, dar ea trebuie explicată. Atunci când vorbim de popor, noi și acestui popor trebuie să-i comunicăm valențele, laturile pozitive ale relațiilor cu Uniunea Europeană sau NATO. Și acest lucru, din păcate, lipsește. Deci poporul trebuie corect informat atunci când îi învoci, pentru că vii acasă și spui poporului că NATO sunt răi și nu știu cum, Uniunea Europeană este rea și nu știu cum, și după aia vii și invoci atitudinea poporului, nu mi se pare corect. Dumneavoastră ați menționat că încă pe timpurile când domnul Dodon era în guvern,
aceste relații cu NATO au început de atunci. Relațiile și cu Uniunea Europeană, apropo. Corect, asta ce vreau să spun. Relații cu Uniunea Europeană tot atunci au început. Și de atunci, de unde această reținere a domnului Dodon față de Uniunea Europeană? Nu, absolut. Mă rog, vreau să nu corectă percepți. Ba da, reținerea nu e față de Uniunea Europeană și față de NATO. Reținerea e absolut legată de conducerea actuală a țării și de modul implementării. Poate să fie o idee foarte bună, dar un specialist fără măsură o strică absolut de ideea. Eu cred că actuala guvernare au reușit să repare niște lucruri care s-au întâmplat în ne amintim bine pe timpul domnului Filat ce s-a întâmplat. Păi, cum adică domnul Filat? Ei erau majoritate. E adevărat, era majoritate, dar știm cum sunt. Erau membrii guvernului. Sunteți deputat, știți bine ce înseamnă o guvernare în coaliție. Când fiecare partid și are zona lui, se spune așa, de influență și dacă intră cineva, ne putem imagina... Adică timpul putea bloca anumite inițiative și putea să-și impună anumite posturi și Partidul Democrat n-a fost în stare. Chiar, păi ce să impună? Să faci la pușcărie pe Filat? Păi normal că nu se putea... Doar nu stă pe degeaba. Domnule Petrescu, domnule Cata, eu vreau să discutăm un pic despre întrevederea cu Donald Tusk și Federica Mogherini, care până la urmă, domnule președinte, le-a calificat ca fiind destul de productive. Păi, să prezinte și o analiză mai desfășurată. Da. Deci să se comunice în cazul ăsta mult mai limpede și mai clar, să explice și domnul Dodon. Pot să explic eu, nu? Pentru că au fost și acele elemente care, spun eu, nu contribuie la bunele relații. Bine, am văzut și acea declarație pozitivă, latura pozitivă, dar în cazul ăsta sigur că trebuie să ne explice și domnul Dodon care este acea latură frumoasă despre care dânsul a discutat acolo la Bruxelles. Domnule Benedict, care este această latură? În primul rând, mesajul care a fost adus de către domnul Dodon ambilor funcționari pe care i-ați numit dumneavoastră, a fost că reformele care sunt efectuate acum în Republica Moldova, o mare parte fiind finanțate de Uniunea Europeană, ele nu sunt eficiente. Ele sunt făcute de ochii europenilor pentru ca să poată asimila acești bani și să-i folosească în folosul lor. Aceasta a fost vorba despre reformă în procuratură și cred că domnul Cătană o să recunoască că ea este ineficientă. Da, eu intenționez să deschidem paranteze mai târziu și în cazul furtului de Argul. Da, reforma justiției a fost ridicată și această problemă. Mai mult ca atât, s-a menționat că după aderare, adică după semnarea acordului între Republica Moldova și Uniunea Europeană, a avut loc sustragerea acestui miliard din bănci. S-a solicitat aportul inclusiv a structurilor de drept europene, cum de fapt a făcut-o și cu cele a Federației Ruse, da. Să ne aducă un aport eficient pentru a depista cine sunt persoanele. Noi, de fapt, se cunoaște cine sunt persoanele organizatori, dar se cunoaștem pe toți. Și pentru a putea restitui acești bani înapoi în buget. S-au mai ridicat întrebările ce aici legat de export. De faptul că pe parcursul ultimilor 8 ani de zile, noi a scăzut pur și simplu dezastruos schimbul economic între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Nu, el oscilează, domnule Vizis, aici nu are dreptate. Aceste cifre oscilează pentru că ele la un moment dat s-au crescut vertiginos, practic au compensat ce am pierdut noi pe segmentul rusesc. După aia, scăderea a fost de câteva procente, de ordinul câteva procente, 3, 2, 3, 4 procente. După aia, iar au crescut de la nivelul ăsta, adică există o anumită oscilație. E adevărat, nu este o creștere pe care noi așteptăm. Dar asta deja înseamnă că trebuie să venim, să începem să dăm o altă calitate acelor exporturi. Pentru că nu este numai problema unei europene, este și problema noastră. A noastră internă. Ceea ce s-a reușit, creșterea aia vertiginoasă la început, a fost ceea ce, repet, s-a compensat acolo. Pentru că exista o capacitate a noastră de a acoperi un anumit nivel de producere. Ei, în momentul în care s-a epuizat, deja nu mai ai de unde. Dacă noi avem, de exemplu, să mă exprim așa vulgar, avem 10 tone de mere,
și suntem capabili să vindem 10 tone, păi atâta vindem. Nu poți să spui de ce nu crește exportul în Uniunea Europeană mai mult de 10 tone. Păi să producem mai mult de 10 tone și atunci, deci la modul ăsta se pune. Și trebuie să creștem calitatea produsului din Republica Moldova. Astfel, și să creștem și volumul, dacă vreți. Iar asta deja e o problemă mult mai laborioasă și mult mai dificilă, dacă vreți. Noi am Și anume, aici a fost mesajul domnului președinte că în persoana președintelui, el a solicitat să fie un garant a relațiilor bune cu Uniunea Europeană și cu alte structuri, în sensul că nu va admite dilapidarea acestor fonduri. El va face tot ce e în împuternicire lui constituționale pentru ca să nu admită pe viitor sustragere fondurilor și va face totul ca să verifice cum au fost gestionate fondurile. Și aici iarăși trebuie făcut o precizare. Guvernare miliardul, că se face legătura, din păcate, și o legătură greșită cu Uniunea Europeană sau cu instituția europeană. Nu. Miliardul nu are nicio treabă cu Uniunea Europeană și nici cu banii Uniunii Europene. Miliardul a fost furat, știm bine, din băncile și din banii care aparțin acționarilor, într-o parte considerabilă, acționar fiind statul. Dar, repet, acei bani n-au nicio legătură cu banii Uniunii Europene și respectiv cu competențele instituțiilor europene. Că având acordul, noi putem solicita... Nu, eu am să fac această precizare. Da. O sprijin, evident, categoric. Spuneți, o sprijin, da, dar eu am văzut multe asemenea opinii, interpretări, că uite, Uniunea Europeană este vinovată de furtul miliardului, că sunt mai nu sunt banii Uniunii Europene. Nu este adevărat. Nu sunt banii Uniunii Europene. Tot ce s-a dus, ce a venit de la Uniunea Europeană s-a dus în investiții, inclusiv în unele instituții. Reforme pe care spunea tot domnia sa la Bruxelles că s-au mimat? Nu s-au făcut, e adevărat, eu aș face o delimitare, deci guvernarea spuneți. AE și guvernarea actuală. Domnule Bedinski, sigur, când vorbește de ineficiență, include toată această perioadă. Dacă o luăm așa, păi trebuie să includem toți cei 20 câți de ani au trecut deja la independență. Eu vorbesc de faptul că există un început. Da, eu sunt nemulțumit de foarte multe lucruri și din poliție care se mai întâmplă și din procuratură și din multe alte locuri și din justiție și toți recunosc treaba asta. De asta și vorbim despre reformă. Dar eu zic că de un an există eforturi și există și niște rezultate. Au fost reținuți niște judecători și nu puțini. Sper să se mai întâmple. Vame și au fost... Și dumneavoastră chiar crezi că o să fie eficient? Nu, există cel puțin nu sunt persoanele care real merită. Da, să vedem. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Păi, cum să vedem dacă și-au ajuns până la nivelul de șef. Șef de post, dar nu mai mult. Și nu, de ce nu s-a ajuns și dat afară? De ce nu s-a ajuns în serviciul vamal central? Unde se concentrează? De ce nu se țin la control acele contrabande care de proporții mari? Dar discută că a fost reținută o persoană care ducea 20-30 pachete. Se discută de ordinul sutelor de milioane de venituri crescute în urma acțiunilor acestor angajați la servicii vamale. Nu, în urma schimbărilor făcute la vamă, pentru că în momentul în care de la vamă au început să vină cu niște sute de milioane bune mai mulți bani la buget, înseamnă că au fost acoperite niște scurgeri, niște hemoragii în zona asta a corupției și asta este bine. Deci sunt niște rezultate. Că nu sunt, că mai așteptăm și mai dorim, e adevărat, la același lucru, e valabil aceeași formație. Luăm bugetul anul 2015, 2016, 2017. Noi, bugetul pentru anul 2017 și practic 30%, noi suntem blocați prin granturi și prin credite externe. Care deja sunt datorii externe. Nu sunt, granturile nu sunt datorii. Unii confundă creditele. Dar sunt și credite. Rambursabile și credite. Asta cum ar fi? Vreo 30% sunt credite. Asta cum ar fi în familia mea? Eu să fiu tot timpul dependent de
Nu, eu nu știu, lasă-vă de părinți, da? Nu, domnule Budinski, la credite, credite e foarte important procentul cu care se dă. Dacă e foarte mic, e foarte bine să iei credite. Problema la credite întotdeauna, să știți că este nivelul procentului pe care trebuie să-l achizi. Dacă în practic cineva îți dă niște bani cu un împrumut, practic fără un procent considerabil, trebuie să restitui cam aceeași sumă. Depinde unde le-ai. Iar eu nu mai spun, da, e adevărat, aici contează eficiența investiției. Ca să nu mai spun că de multe ori aceste așa numite credite, unele sunt numite credite, apropo, lumea să nu confunde, că mult se numesc și credite nerambursabile pentru a acoperi o formulă. Asta înseamnă, de fapt, bani dați cadou, ca să mai exprim, da, așa. Iar de multe ori să știți că în zona asta s-a practicat, chiar dacă s-a dat credite, la un moment dat creditele astea sunt iertate, așa vorbind între paranteze. Deci totul este un fel de cadou făcut, un sprijin acordat, ca să nu spun cadou, este un sprijin acordat de partenerii europeni, Republicii Moldova. Și chiar era necesar, pentru că după o perioadă despre care am vorbit și am amintit, chiar erau niște probleme. Și sigur că politic e bine să spui că uite, banii s-au furat și ăștia acoperă. E adevărat. Trebuie să fie găsiți vinovații și vom insista și eu, domnul Livinici. Dar avem și un raport Kroll. Avem raportul primul Kroll și ăla e, apropo, e foarte relevant și ăla, dar așteptăm și pe al doilea. Știți, până rezolvăm lucrurile astea, oamenii trebuie să trăiască, să primească salarii, să avem o anumită stabilitate care să păstreze cât de cât capacitatea omului de la acel salariu să-și cumpere lucrurile necesare, pentru că, știți, la nivel politic e bine să luptă, să discută, dar între timp oamenii trebuie să trăiască. Și, repet, fără acel sprijin de la Uniunea Europeană ar fi fost foarte dificil să facem față. Vă dau un foarte simplu exemplu. Spuneți. Am avut creditul polonez, 100 de milioane de dolari împrumutat de Polonia pentru a procura utilaje și așa mai departe, pentru dezvoltarea agriculturii. Ministrul Republica Moldova primea acest credit cu 0,15% anuale cu perioada de grație 5 ani de zile. Republica Moldova a ajuns la moment când era unitatea de implementare acestui credit, agentul economic primea la 2%, dintre care 1,35% erau, de fapt, bani plătiți în bugetul de stat, dar, la moment, reșind din schema care a fost făcută și a fost lichidată această unitate, banii vin, aceste 100 de milioane, trebuie să vină de acum prin băncile comerciale, care își pun în buzunar tot venitul, bugetul de stat nu achită nimic, nu îi revine din această sumă, și lor, la agentul economic, până la urmă se dă cu 3,6, 5,2%. Sunteți în parlament, insistați. Eu asta vă dau exemplu. Timp de 25 de ani, cât e perioada de creditare. Dumneavoastră sunteți deputat, nu eu. 52 de milioane de dolari, băncile le pun în buzunar. Din 100, dând la agenții noștri economici. Adică, la ce... Asta e recent, s-a întâmplat. Când, pur și simplu, ministrul finanțelor a refuzat să semneze aceste creditare a agenților economici, care de acum au investit bani. Și de asta și vă spun... E bine, da, eu sunt de acord. E bine să iei credit. Dar ele trebuie să invocat un exemplu. Un exemplu practic care vă deschide unde sunt folosiți banii noștri. Bine, asta e un grant. Eu vorbeam inclusiv de asistența care, de exemplu, este clasificată ca fiind asistență bugetară, strict bugetară. Deci banii unde nu e vorba de raporturi comerciale, de credite pentru anumite bunuri, este vorba de suport bugetar, bani care intră, de exemplu, în buget și de care beneficiază în mod direct cetățenii noștri, pentru că oricum se duc banii în salarii, în, dacă vreți, și în pensii și în multe alte lucruri care sunt necesare. Dar și nu putem noi din surse externe, să plătim salariile și pensii. Domnule Budinski, până o să avem capacitatea să asigurăm acest lucru, sigur că nu e bine, nu este bine. De mult nu este bine că remitențele ne ajută și ne susțin. Corect. Care nu sunt iarăși implicate în producere. Dar până găsim formula și paradigma
Apropo, n-am văzut-o nici la partidul noastră, o paradigmă economică de 25-27 de ani nu aveți. De 8 ani de zile o paradigmă economică, pe ce trebuie să se bazeze economia Republicii? De producerea noastră internă. Deci, asta e frumos de spus și ușor, asta băi, o știm bine, și noi. Bine. Domnule Bedenski, da. Eu vreau un pic să revenim la vizita de la Bruxelles și primii care au reacționat la această vizită a fost Partidul Democrat, cel puțin printr-un mesaj plasat pe o rețea de socializare și a zis că această vizită a șefului statului s-a transformat în una de partid și că președintele mai degrabă a reprezentat PSRM-ul decât întreaga țară. Haideți să aflu viziunea dumneavoastră raportat de ce au spus colegii de parlament. Nu pot spun că e vorba de o invidie din partea la un partid care de fapt guvernează țara, dar evident, o careva reacție trebuie să dai. Guvernul în perioada dată se află în opoziție față de președinte. Și care urmează să fie reacția? Evident, ei trebuie să... Sau președintele se află în opoziție față nu, de... Nu, guvernul față de președinte. Eu cred că președintele e invers. Președintele e întregii țări, guvernul nu, ales de parlamentare. Parlamentul e mai... Nu, parlamentul... E mai al întregii țări. Asta și vreau să vă spun. Nu sunt de acord. Asta înseamnă că dumneavoastră vă contestați propriul dumneavoastră statut în calitate de deputat. Corect, deoarece eu, în cazul dat, reprezint doar o parte ca deputat a societății. Respectiv, Partidul Democrat, altă parte... Aici m-ați provocat și trebuie chiar să vă dau o replică. Haideți, domnule Catana. Păi, haideți dar președintele reprezintă 52% din populație. Stop. Păi aici, primul rând, la alegeri s-au prezentat 52 și un pic de votanți. 53% din numărul total de alegători. Din acei 53%, un pic peste 52% l-au votat pe domnul Dodon. Rezultă o reprezentare de vreo 25% aproximativ. 27. Dacă te mergi la calcule matematice, dar dacă să o vădim jumătate din populație Moldovei, nu e în țară. 53, și încă un element. Pentru alegerea președintelui s-au prezentat la scrutin 53%, peste un pic. Pentru alegerile parlamentare s-au prezentat peste 55%. Deci dacă vorbim despre reprezentativitate, trebuie să invocăm cifrele astea, că Parlamentul cel puțin nu este mai reprezentativ, din potrivă. Și colaborarea. Eu chiar la emisiunile dumneavoastră am insistat că eu cred că în mod normal, chiar și dacă politic sunt în opoziție, iată, președintele cu Parlamentul și Guvernul, din punct de vedere instituțional, sunt obligate să colaboreze pe mai multe dimensiuni. Și aici sunt teme pe care eu cred că s-ar putea găsi elemente comune. Acum rămâne... Ele și sunt. Acele care sunt o parte mare din proiecte legislative, care au trecut prin legislativ și au ajuns la pe masa președintele, ele au fost admise și sunt publicate de acum. De ce doar în situația când președintele este pus să aleagă între binele poporului și binele cu guvernării, atunci pune întrebarea. Îmi permit un sfat, nu vă supărați, sigur că vreți sau nu vreți, dar eu cred că trebuie să încetăm să discutăm în termenii astea. Eu vorbesc în numele poporului, dar ceilalți nu vorbesc. Nu. După ce ai fost ales, eu cred că trebuie să ajungă la un alt nivel de discuție, să nu se mai discute în sloganuri și lozinci electorale. Trebuie să discute aplicat la probleme. Iată, avem domnul Dodon contestă acordul de asociere. Păi trebuie să se intre în esența acordului de asociere. Să vedem. Și eu, de exemplu, aș avea niște probleme. Eu sunt nemulțumit, de exemplu, că exporturile contestate, apropo, din Uniunea Europeană pe piața Moldovei, de fapt, nu prea vin. Pentru că, conform acordului, ele vor veni după câțiva ani, gradual. Și eu sunt nemulțumit, pentru că pe multe segmente pe care noi nu avem acoperire în produsul intern, eu trebuie să cumpăr produs european, oricum trebuie să-l cumpăr din import. De undeva. Da. Și îl cumpăr cu suprataxat din Uniunea Europeană. În schimb, produsele venite din est nu sunt taxate, sunt mai ieftine, dar de o calitate mai proastă. Eu sunt nemulțumit, pentru că, iată, prin acord, lucrul ăsta n-a fost rezolvat.
Pe partea asta, da. Pentru că mulți vorbesc, a, uite, acordul nu protejează producătorul autohton. Păi stop, să vedem pe cine nu protejează, pentru că s-ar putea nu producătorul autohton să fie protejat, dar producătorul din Est, din Rusia, din Ucraina, din alte părți. Deci eu trebuie să am grijă prin acord să protejez producătorul rus, de exemplu. Vreau. Și atunci trebuie făcut o evaluare, da, iată, care sunt segmentele în care noi putem să producem, să asigurăm produsul nostru intern, de exemplu, în agricultură, industria alimentară, lactate și tot ce vreți. Iată, aici trebuie pe zona asta, sau să vedem și altele unde putem produce. Iată, pe zona asta noi încercăm să protejăm, dar acolo unde noi nu avem și nu putem acoperi cu produsul intern, să lăsăm liber să vină producătorul străin. Anume, este mesajul și președintelui. Nu l-am văzut, domnule Bedinți. Am văzut doar o contestare la nivel de lozincă, jos acordul și atât. Dar nu cred că este abordarea cea mai corectă. Haideți să explicăm. Asta e și întrebarea. Cu părere de rău, nu se citește mesajul integru. Domnul președinte a mers la Uniunea Europeană, prima, de fapt, întrevedere cu... Este o întrevedere de... cunoștință, să spunem așa. Și au făcut cunoștință unul cu altul, au stabilit careva relații personale, cei ce demonstrează și acceptarea invitației de a veni în Republica Moldova. Da, este doamne. Activa lui. Da. Respectiv, este un început de conlucrare. Dacă Uniunea, primul mesaj care a fost făcut încă anul trecut de domnul președinte a fost că acordul, în caz dacă va fi modificat în așa fel că el să fie rentabil pentru Republica Moldova, trebuie negociat. Atunci noi mergem. Evident, dumnealui acum spune că noi solicităm rezilierea integră pentru ca să putem solicita. Păi, oameni buni. Asta am văzut. Europenii întreabă. Păi, de ce voi nu sunteți de acord? Stop, domnule Bedinski. Și atunci ce puneți în loc? 20 asta secunde. Okay. Vreau să sunteți avocați. Știți foarte bine, când se negociază între părți un contract, spune că, uite, dacă nu ești de acord, cu cine știu? Eu păi renunț la chiar contract. Acordul în sine și prevede și mecanismul corect, de... Corect. Și partea opusă întreabă, păi spune cu cine ești de acord. Uite, cu punctul ăsta, ăsta. Da, dar nu înseamnă neapărat reziliere. Dar prima solicitare care? Reziliem. Dacă partea opusă spune că haide să negociem... În condițiile în care acordul prevede mecanismul de dezbatere pe anumite probleme, de ce nu se axează pe acest mecanism? Mai mult ca să-ți dea ce vrei. În cazul ăsta luați-o, ca pe o sugestie. Domnule Lebedinski, mai am o întrebare ce ține de asemenea de declarația colegilor din PD, care a zis că declarațiile pe care le-a făcut acolo domnul Dodon sunt diferite de ceea ce prevede strategia de politică externă promovată de Guvernul Republicii Moldova. Întrebarea mea este, există o asemenea strategie? Ce presupune ea? Cât este de bine pusă la punct? La ce se făcea referire? Iată un set de întrebări. Atât de multe strategii le avem noi, că nu mai știi care din ele sunt, de care din ele se conduce guvernul. Chiar recent am mai primit iarăși niște strategii în Parlament, pe care, să vă spun cinstit, nu aș vrea. Eu am declarat asta și în Parlament și în comisie parlamentară. Am spus că eu sunt de poziție, nu actualului guvern, noi nu trebuie să acceptăm absolut nimic, din simplu considerent că oricare inițiativă bună care vine, indiferent de la cine, sau de la opoziție sau de la guvernare, ei oricum o fac într-un rezultat negativ. Nu poți. O singură virgulă eu și o schimb în ultimul moment și oricare proiect bun legislativ devine inutil. În cel mai bun caz, inutil. Dar, de fapt, sunt multe destructive. Ceea ce am avut noi cu automobilele, care au fost devamate cu 30% și cineva din agenții... Și care au contribuit la creșterea volumului de încasări. Sunt de acord, în buget au venit o parte de bani, dar, vedeți, dar să vedem... De ce le criticați în cazul ăsta dacă au contribuit? Vreau să vă spun, dar să vedem ce a venit în Moldova. Au venit niște bani pentru că mașinile acestea... Păi ele oricum erau, domnule Bedinski. Ieșiți și acum în stradă, încă mai găsiți foarte multe mașini. Iarăși a fost guvernarea AIE. Iarăși a fost, când au fost permise, pur și simplu... Nu, actuala guvernare vă va răspunde foarte simplu. Duceți-vă la domnul Filat sau cine era acolo. Atunci întrebați-l pe el, era Ministerul de Interne. Tot ei l-au numit Filat, nu? Și eu vă spun foarte simplu, cred că posibil n-ați atras atenție. Și domnul Dodon l-a votat pe Filat, nu.
ultima oftă la care la noi nu-i pică. Apropo, gluma zilei astăzi, pregătindu-mă pentru această emisiune, am găsit și chiar mi-am notat-o, președintele Partidului Liberal, domnul Ghimpul, acuză pe fost partener de coaliție, domnul Filat, de faptul că Dodon a fost ales președinte. Da, iată ceva mai nou raportat. Ce legat de mașini? Relațiile mai vechi. Am făcut o analiză și s-a demonstrat că din momentul când guvernul a transmis spre avizare la Centrul Anticorupției proiectul de lege în care era indicat că automobilele urmau să fie aduse până la 1 iunie, modificarea care a venit de la guvern a venit la 1 noiembrie. Și asta este în avizul Comisiei Anticorupției, unde în această perioadă de la 16 iunie până la 1 noiembrie au fost aduse de 3 ori mai multe automobile decât erau adus până atunci. Era evident, era o schemă. Automobilii care erau până la 16 erau într-adevăr de persoane aduse. Ceea ce a fost adus după asta... Și care partea negativă aici? Partea negativă din Republica Moldova au fost major scoase valută și adus... Nu neapărat, domnule Ministru. Păi, ce a fost cumpărat de aceste mașini? În primul rând, noi nu avem industrie proprie. Eu înțeleg. De mașini și atunci nu avem și Republica. Și remitențele care ați făcut dumneavoastră referințe, care au venit în Moldova, au ieșit din Moldova pentru că ați procuri aceste automobile, le aduci încoace în Republica Moldova și peste jumătate de an, un an, doi, el se începe și ca deputat și ca avocat, că suntem colegi, știți bine că lucrul ăsta se baza pe niște scheme care ocolea legea. Corect. Și această amnistie, să o numim așa, a fost anume în sensul ăsta. Și s-a dovedit că, până la urmă, încasările au crescut. Că ceea ce spuneți noastră, oricum sunt convins că oamenii noștri sunt foarte inventivi și ar fi găsit modalități ca acel număr. N-au fost oamenii simpli. Au fost câteva structuri care au dus aceste automobili. Noi acum lucrăm ca să depistăm această schemă să vedem și sperăm rezultatul. Și așteptăm Procuratura Generală totuși să ne dea răspuns. Următoarea vizită oficială a domnului președinte urmează să fie făcută la vecini. Așa a spus și astăzi în cadrul acestui briefing de presă. Vreau să aflu poziția dumneavoastră. Urmează să fie puse și acolo unele accente? Urmează să fie stabilite alte relații decât le cunoaștem? Păi acum trebuie văzut. Și sper că bătute în cuie vizita sau... Nu, încă nu. Pentru că după declarațiile jignitare ale domnului Dodon în adresa vecinilor de la București... Păi nu e jignit cu ce e jignit? Da, au avut niște declarații mai belicoase așa și... Păi bine, nu cred că este cazul la nivelul ăsta. Dați să vedem. Gestul cu Moldova Mare, cu harta ciopărțită a României și așa mai departe. Dar gestul cu România Mare, cu harta României Mare, tot nu e... Băi, dacă nu, asta nu România a făcut, nu autoritățile românești, nu la nivel de autoritățile românești, deci, dar au făcut-o ONG-urile românești care au finanțat promovarea acestor cărți în asta la nivel de opinie și în Rusia, vedeți, sunt o grămadă care vor Uniunea Sovietică. Domnul Dodon nu a declarat. Măcar că eu aș putea să fac această declarație, că într-adevăr aș vrea să devenim noi, într-adevăr, statul istoric, teritoriul noi. Domnul Dodon nu a declarat aceasta. Domnule Vedinschi, eu aș accepta, de exemplu, că domnul Dodon a făcut-o înainte de a deveni președinte. Ok, un politician are niște viziuni sau poți să spui chiar în scopuri politice, admit. Dar în calitate de președinte, eu nu cred că este cazul să face cea mai asemenea gesturi. Dar dumneavoastră nici nu a făcut-o. A primit un cadou, o carte istorică. Domnule Bedinschi, următoarea vizită la București sau la Kiev? Nu știm unde o să fie, din partea cărui stat va primi invitația, dar cred că sunt ambele bune. Cu România, eu cred că întrebarea de bază va fi semnarea tratatului de recunoaștere a frontierei de stat comune. Cu Ucraina, cred că este vorba de rezolvarea problemei transnistriene și că de fapt e teritoriul adiacent. Și probabil că și relațiile economice. Noi toți recunoaștem că relațiile economice, România este unul din cei mai mari parteneri economici în Republica Moldova, dar în multe întrebări România ne ajută pe noi, ceea ce e legat de, pe plan extern, dar în același timp, știți cum, frate, dar brânză-i cu bani. Fiecare trebuie să-și aibă familia lui, fiecare, și nu trebuie să pretindă că, uite, și bucata asta tot e a mea. Domnule Catană, mi-am notat aici semnarea tratatului de frontieră, spunea domnule Bedinschi.
Deja practic a arătat că se poate trăi și fără acest tratat. Și nu România, deci nu pune problema deloc în sensul în care se invocă. România, apropo, a fost primul stat care a recunoscut Republica Moldova. Mai mult decât atât, ce am dorit să, care gest ar fi mai semnificativ. Deci nu e asta. Eu cred că trebuie să insiste pe raporturile economice, pentru că astea sunt folositoare pentru cetățenii noștri. Și aici aș, ca o, așa o sugestie, dacă nu reproș, pentru toată clasa politică și sigur că și pentru domnul Dodon, pentru că este președinte și partidul pe care îl reprezintă și domnul Lebedinski, să se insiste pe proiecte care pot crea mecanisme de creștere a raporturilor economice, pentru că ele sunt reale. Iată, deja a apărut o problemă în pofida faptului că mulți invocă, că n-am avea piață, că unde... cunosc multe situații când pe piața europeană, în speță și pe piața din România, există solicitări pentru mărfurile moldovenești și noi nu putem să facem față cererii. Pentru că acolo se cer la anumite standarde și nu sunt standarde pe care n-am putea să le surmontăm. Sunt standarde de ambalare, de sortare, de nu știu ce. Deci asta ține de factorul organizatoric. Deci nu e o chestie elementară. Lucrurile astea trebuie rezolvate și eu cred că e util să se insiste asupra acestor lucruri și nu asupra unor lucruri cu caracter simbolic, cu caracter așa politic, care nu ajută cu nimic. Ele, da, fac deliciu și nu neapărat pe deliciu, ține de valori, ține de principii, ține de opțiunile unor cetățeni, dar între timp trebuie să rezolvate problemele reale, problemele care ajută să creștem calitatea vieții noastre. Asta cred că trebuie să fie pus în... Asta și-a stârnit nemulțumirea reprezentanților guvernului și în special a PD-ului, deoarece au fost ridicate astfel de întrebări și funcționarii europeni l-au asigurat domnul Dodon că va avea suport în ceea ce e legat de implementarea proiectelor economice. Și anume aceasta e deranjat și a fost declarația că nu este treaba președintelui să se implice în așa din partea guvernului. Păi atunci a cui? Dacă voi nu vă ispreviți, trebuie cineva să vină cu inițiativă. Și eu în general nu înțeleg divizarea asta. Guvernul spune că președintele asta nu trebuie să facă, asta nu trebuie să facă, dar cu ce trebuie să ocupe? Doar să dea medalii? De fapt, ați anticipat ultima întrebare a mea. Avem doi președinți, domnul Temofti și domnul Dodon. Până la urmă, cineva, chiar din analiștii politici, spuneau diametral opuși. Haideți să vedem acest conflict sau această, nu știu, neclaritate între președinție, guvern, parlament, se datorează faptului că domnul Dodon și-a luat misiunea foarte serios? Sau cărui fapt se datorează? Nu neapărat. Domnul Dodon este reprezentantul unui partid politic. Domnul Timofti, votat de domnul Dodon, apropo, da? În calitatea lui de președinte, nu avea această reprezentare, respectiv nu avea miză politică în activitatea lui. Și sigur că, având ca marjă de acțiune atribuțiile scrise în Constituție, dânsul a considerat că e bine să se limiteze la lucruri cu caracter simbolic și poate că a făcut în unele momente bine că nu s-a implicat în bătălii politice și așa acerbe. Mai lipsea încă un pol de să zicem așa, de foc politic. A încercat în decembrie, am trecut și s-a întâmplat. Și deci aici este, cred că, ceea ce face diferența. Deci domnul Dodon reprezintă un partid politic și sigur cu miză politică în continuare. De aici și activismul lui în contrast cu atitudinea domnului Timofte. Bine, activismul nu este în sine rău, numai că el trebuie canalizat acolo unde este bine și este corect. Și aici aș invoca, repet, cred că e bine să îmbunătățești lucrurile, să nu le zici. Revin la aceeași problemă cu acordul de asociere. Bun, înțeleg opțiunea lui pentru spațiul din est spre Rusia. Dar aici aș aminti, de exemplu, că la ultima reuniune
când încă nu a apăruse criza în relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia, exista acel format de negociere, de discuții între Rusia și Uniunea Europeană și în data de 28 ianuarie 2014, la ultima ședință, domnul Putin personal a pus pe masa discuțiilor cu partenerii din Uniunea Europeană două chestiuni. Libera circulație pentru un acord de liberă circulație pentru cetățenii ruși în spațiul european și un acord de liber schimb între Rusia și Uniunea Europeană. Deci exact ceea ce avem noi, acordul de asociere și acordul de liberă circulație. Asta-i... Și atunci eu întreb, de ce pentru Rusia este bine să existe azi asemenea acord de liber Republica Moldova scurt. Nu este mai bine. Avem un minut la dispoziție, vă rog. Asta e și întrebarea. Federația Rusă și întreg spațiul CSI sunt pentru conlucrare bună cu Uniunea Europeană, pentru circulație liberă, pentru ei sunt de acord să semneze acord de liber schimb, dar doar în singurul moment care noi nu l-am făcut, ei negociază la sânge fiecare punct ca să fie convenabil și pentru Federația Rusă. Dar asta noi, este problema asta noastră. Asta e problema. De ce noi trebuie asta, să ne apărtăm la opinia Rusiei? Spune că acest acord trebuie reziliat și încheiat altul. Noi asta nu este o părere, asta da. Este problema asta, noastră asta. Între noi și Uniunea Europeană. Nu are, corect, ar trebui corect, să aibă nimic pentru noi Rusia cu treaba asta. Pentru noi nu este rentabil acest acord. Domnule deci, Lebedinsky, pentru poate fi bune, perfecționat, dar corect, este foarte bun. Domnule Lebedinsky, domnule Catană, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru această discuție interesantă. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. În numele întregii echipe, vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit. O seară bună alături de Accent TV.